Oh, vă salut, dragii mei! Astăzi un filmuleț foarte, foarte de preț pentru... Vă salut, dragii mei! Astăzi un filmuleț special pentru copilași, fiindcă printre cei 3.000 de abonați am și 4 copilași. Recent, băiețelul David, care nu știu unde locuiește, dar tare, tare mult iubește poveștile pe care eu le public, și-a dorit ca să-i povestesc de unde eu culeg poveștile, de unde le culeg. Și urmează să vă arăt de unde culeg poveștile. Dar vreau să-i mulțumesc și lui Alexandru din America, un băiețel care este abonat deja de mult. Cum de mult? De 2 ani, de când există canalul. Căci este un canal pentru bunici, pentru părinți, pentru copii. Și am și filmulețe pentru copii cu poveștile cele mai iubite. Și desigur nepoții mei, Ana și Alex, le mulțumesc și lor pentru că mă urmăresc și scriu și comentarii. Dar fiindcă David acum este bolnav, s-a îmbolnăvit și nu merge la școală, așteaptă cu drag poveștile să le public, eu vreau să zic, David, că te iubesc și îți doresc să fii sănătos. Și te vei face bine și vei merge la școală. Și vreau să-ți spun că Alexandru din America are și un cont pe Instagram. Se numește Albert Alex Tennis, deoarece el face tenis, se antrenează și este un băiat foarte, foarte frumușel. Iată așa arată abonatul meu, care are succese și performanțe la tenis. Îi doresc și lui succes, multă perseverență și la mai mult și la mai mare. Iar nepoțiilor mei, la fel le spun că mi-e dor de ei, îi iubesc și îi îmbrățișez. Și vreau să vă zic tuturor copiilor că vă doresc pace, să aveți succese la învățătură, performanță și să fiți sănătoși. Și îmi plac și mie poveștile. Uite, de când eram copil, ascultam, iată așa, de la un difuzor. Acesta este difuzorul prin care eu filmez poveștile. Iată, îl conectez la priză și radioul național, din arhiva radioului. Aici vin toate noutățile, dar și poveștile care în fiecare seară, la ora 21, le ascult și uneori când am timp și îmi doresc ca să public povești, pun aici microfonul și de aici se aude vocea celor care ne transmit poveștile pe care eu le public. Poveștile, poeziile îmi plac foarte mult. Chiar vreau să-ți spun, David, că pe timpuri când locuiam în Rusia, dar am locuit într-un orășel militar, unde erau copiii militarilor și eu îi iubeam foarte mult, îi tratam și desigur le povesteam și poezii și povești. Vreau acum și ție, și nu numai ție, cei care mă ascultă, cei care mă văd, o poezie care o iubeau copiii tare, tare mult, despre mămica, despre sănătatea mămicii, despre liniștea mămicii. Și ca să înțelegi despre ce poezia, că vreau să o recit în limba rusă, o să o atașez în descriere ca să o poți să o traduci. Dar ea e despre faptul că mămica vine obosită de la lucru, vrea să se odihnească, în liniște, dar o rază de soare a venit și a sărutat-o pe obraz, o mângâie, dar fetița spune că eu tot vreau să mă joc pe pat, dar mama doarme și eu tac. Mama spit, она устала, но и я играть не стала. Я волчка не завожу, а уселась и сижу. Тихо спят мои игрушки в тихой комнате пустой, а по маминой подушке луч крадется золотой. И сказала я лучу, я тоже двигаться хочу, но мама спит, и я молчу. Dar pentru tine ți-am ales o poveste care va veni din acest difuzor. Ascultă și primește plăcere. Să te faci bine, să fii sănătos, alături de mămica ta, de tăticul tău și de toți prietenii din jur. La revedere, vă îmbrățișez cu drag micii mei ascultători, Alexandru, David, Alexandru și Ana.
La revedere! Vă aștept cu drag la poveștile pentru copii. Să aveți zile frumoase și succes la învățătură! Pe curând, vă îmbrățișez cu drag! De General Diary pe care îl cunoști de acum, căci a scris multe cărți pentru tine. Aventurile lui Cipolino, Săgeata albastră și altele. Băiețelul despre care va fi vorba era un călător neobosit. Odată el a nemerit în țara oamenilor de paie. Oamenii se aprindeau foarte repede de la un simplu chibrit și împrăștiau scândei ca niște vulcane mici. Dar nu ardeau mult și se stângeau. Oameni de aceștia nu mi se plac, zise Giovannino și porni iar la drum. A mers cât a mers și a ajuns în țara oamenilor de zahăr. Ce țară dulce era! Și ce caractere delicate aveau toți acolo! Aveau nasuri, urechi și limbi de zahăr, iar vorbele era dulce ca bomboanele. Dar ia spuneți-mi, în creier aveți măcar nițică sare? Nu, suntem numai de zahăr. E, atunci țara asta nu-i de mine. Și Giovannino s-a pornit să caute altă țară. Și a ajuns el în țara oamenilor de ceară. Erau moi și leneși. Vorbind cu unul din trânși, Giovannino i-a atins nasul. Vârful nasului s-a strâmbat într-o parte și Giovannino l-a îndreptat cu o sfârlă. Omul de ceară nu s-a supărat. Ba, i-a și mulțumit, nu se știe de ce. Ce fel de om ești, s-a mirat Giovannino și a părăsit în grabă țara oamenilor de ceară. A ajuns peste o vreme în țara oamenilor de sticlă, dar nu i-a plăcut. Totul se sfârma atât de ușor. Nici fotbal nu-i chip să joci, s-a gândit Giovannino și a pornit iar la drum. Căci, după cum spuneam, îi plăcea mult să călătorească și să vadă locuri noi. A ajuns în altă țară, a întâlnit iar un băiețel. Bună ziua, l-a salutat acela vesel. Giovannino i-a strâns mâna. Ce bine că nu ești de sticlă, s-a bucurat el. Nici de ceară nu ești? Nu. Nici de gheață? Nu, că mi-e inima fierbinte. Nici de zahăr nu ești? Cu ce e bun? Sunt ca zahărul, dar pot să fiu și amar cu cine trebuie. Dar poate ești din paie? Nu. Mă aprind numai când e vorba de fapte bune și atunci e greu să mă stingă careva. Îmi place țara ta, a spus Giovannino și s-o porniți-o cu treire în lung și în lat. Dar asta e altă poveste și ce-o-i spune altă dată. Acum îți doresc noapte bună.